Săptămâna aceasta la Chișinău va avea loc cel mai mare eveniment IT care s-a desfășurat vreodată în țara noastră, dar și din regiune. Se numește Moldova Digital Summit și sunt așteptați peste 50 de speakeri mondiali de top. În cadrul acestuia, Moldova va semna un memorandum de înțelegere cu Arabia Saudită în domeniul IT și va fi lansată aplicația Evo. Sistemul va fi accesibil tuturor cetățenilor și ne va permite să facem de pe telefonul mobil toate serviciile publice. La Moldova Digital Summit va fi lansată aplicația Evo, care a fost până în prezent în regim de testare. Datorită acesteia, fiecare cetățean va avea un set de acte digitale, cum ar fi buletinul de identitate, permisul de conducere și certificatele de înmatriculare. De asemenea, va fi prezentat buletinul de identitate digital și aplicația MIA Plăți Instant pentru sectorul de afaceri. Evenimentul va avea loc la Arena Chișinău, unde pregătirile sunt întoi. În sala de peste 1000 de metri pătrați, muncitorii amenajează trei scene, unde agențiile guvernamentale, companii internaționale și startup-urile își vor prezenta inovațiile, serviciile și soluțiile digitale. La eveniment sunt așteptați în jur de 4.000 de participanți. Accesul este gratuit, iar oamenii vor putea vedea principalele noutăți din domeniul IT de pe un ecran imens care măsoară 100 de metri pătrați. Lângă scena mare sau acest ecran mare se mai instalează la etajul 2 un ecran de dimensiuni mai mici pentru o scenă mai mică și mai avem încă o scenă la intrare, care noi numim showcase pentru că vom prezenta toate companiile IT cu propriile produse. În cadrul zonei guvernamentale care acum se pregătește acolo, se vor emite semnăturile electronice pentru oricine vine la acest summit, ca să poată să testeze Evo și nu doar. În prezent, 50% din serviciile noastre publice pentru persoanele fizice sunt digitale, dar autoritățile își propun ca până în anul 2030 această cifră să crească până la 100%, așa cum este acum în Estonia. Acesta este și unul din scopurile lansării aplicației Evo. Sperăm că în urma acestui eveniment vom reuși în primul rând să ridicăm nivelul de conștientizare a publicului și a cetățenilor noștri în privința semnăturii digitale. Cât mai mulți cetățeni să o primească în privința serviciilor digitale, cât mai mulți cetățeni să aleagă serviciile digitale în defavoarea ghișeilor și cozilor la instituțiile publice. Sperăm să avem cât mai mulți cetățeni înregistrați în aplicația Evo și, desigur, să aducem pe toți la această viziune comună de a atinge targetul de 100% stat digital până în 2030. În primul rând, este o oportunitate de a face business, pentru că toți cei din comunitățile internaționale pe care i-am invitat vin și cu interesul de a stabili o potențială conexiune cu companiile locale. Avem și săli dedicate pentru B2B. Potrivit Ministerului Digitalizării, 90% din produsele IT realizate în țara noastră sunt exportate. Sectorul deține în prezent o valoare de 13 miliarde de lei, ceea ce înseamnă peste 4% din produsul intern brut.